Bună ziua! Bine v-am găsit la conferința de presă prin care anunțăm asocierea dintre Primăria Municipiului Giurgiu și echipa de fotbal feminin FC Carmen București. Suntem încântați să vă avem alături și sperăm că veți avea multe întrebări pe care să le puneți fetelor astăzi. Avem alături patru dintre jucătoarele noastre și în același timp pe antrenorul nostru. Ceea ce vom prezenta astăzi, după cum am spus la început, este contractul de asociere dintre Primăria Municipiului Giurgiu și echipa de fotbal feminin FC Carmen București. Printr-un contract de asociere care a fost semnat în data de 8 august, consilierii locali au aprobat încheierea contractului de asociere în participațiune pe un an între FC Carmen București și Municipiul Giurgiu. Contractul are ca principal obiectiv dezvoltarea fotbalului din Municipiul Giurgiu, atât fotbal feminin cât și fotbal masculin, având în vedere că echipele de seniori și senioare evoluează în Liga 1 masculin, respectiv în Liga 1 feminin. Municipiul Giurgiu va da în folosință cu titlul gratuit terenurile 1 și 2, vestiarele și anexele aferente stadionului Marina Nastasovici, conform unui program stabilit de comun acord. Totodată, prin această asociere, dorim să venim în sprijinul tinerilor jucători din oraș. Vom organiza campanii pentru a aduce cât mai mulți copii la echipă, atât băieți cât și fete. Vom organiza campanii pentru a aduce echipa cât mai aproape de giurgiuveni. Totodată vă așteptăm la meciuri și sperăm să ne susțineți și să veniți la meciurile echipei în număr cât mai mare. În continuare vă voi lăsa să puneți întrebări jucătorilor și antrenorului. Avem alături de noi pe Bianca Sandu, Georgiana Vasile, Victoria Swift, Karen Forbes și antrenorul nostru Ivan Baros. Vă mulțumim și vă așteptăm la meciuri. I have a question. Which are your objectives here in Romania for FC Carmen Bucharest? So the objectives for us here is to develop the team to the best stage possible. By that I mean trying to win the league and next year try to be in the Champions League. So that's what we propose ourselves to do here, and that's what we're here for. Obiectivele pe care mi-am propus sunt, în primul rând, dezvoltarea echipei, să ne batem la campionat, să ajungem cât mai departe și să ajungem să ne batem chiar la Champions League. That's all? Ok, thank you. Pentru Bianca, obiectivele tale pentru sezonul acesta, având în vedere că tu ai fost și jucătoare de echipa națională, ce îți propui să obții în acest sezon? Bună ziua! În primul rând, pentru mine personal, este un proiect ambițios și mă bucur că mă aflu aici. Pentru echipă, cred că trebuie să o luăm pas cu pas, să câștigăm fiecare meci și mai ales calificarea în play-off și o să vedem pe parcurs ce se va întâmpla. So Karen, it's the first time that you are here in Romania, right? Yeah. So what do you think about our country so far and about the time that you spent here for the last days in Giurgiu with the team? What do you think about the team? Definitely a lot of things is new for me. A bit culture shock because comparing to where I'm from in terms of the food and different things is a bit different. But I'm happy to be here and I feel very welcome by the team and that made me settle in a little bit. Thank you. Cu siguranță sunt multe schimbări pentru mine, având în vedere că vin într-o altă țară, începând de la mâncare până la modul de trai, dar colegele mele m-au ajutat să mă acomodez și cu siguranță totul va fi bine.
manage. And the same question for you, Victoria. What do you think about the team so far and about our town? Well, I haven't really had much of an opportunity to explore the town just because I've been sleeping a lot. But what I've seen so far, it seems like pretty beautiful. And when it comes to the team, I think they welcome to us, was really warm, so it made it easier for me to be or feel like a part of the team. Dar echipa m-a primit cu brațele deschise și atunci m-a făcut să simt că fac parte din echipă și m-a făcut să simt că mă integrez foarte repede. Thank you. So I guess for you girls coming here in Romania right now, you have the same objectives that your teammates, right? What do you expect this season to be? How do you expect this season to be for you? Well, first of all, I would say that I don't know much about the teams yet, but the objective is to win every game, and that's it for me. Încă n-am jucat niciun meci oficial, dar obiecturile sunt aceleași pe care le au colegele mele. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat. And I'd say for me, obviously, for us as a team to develop and grow, and obviously to win the league and to move up and to go to the championship. Okay, thank you. Pentru mine, obiectivele sunt să ajung cât mai sus cu echipa, să cresc, să mă dezvolt și să ajungem în primele locuri în campionat. Pentru Georgiana, o întrebare. Știm că ești una dintre cele mai vechi jucătoare ale echipei și, în primul rând, am vrea să ne spui ce înseamnă lucrul acesta pentru tine, având în vedere că, în momentul de față, echipa este calificată în Liga 1 și se bate cumva la primele locuri. Bună ziua, în primul rând. Mulțumesc. Într-adevăr, sunt una dintre cele mai vechi jucătoare ale echipei. Mă bucur foarte mult că am reușit ultimii 4 ani să evoluez pentru această echipă. Am trăit momente incredibile aici, atât mai puțin plăcute, cât și foarte plăcute. Schimbarea este foarte mare pentru anul acesta. Noi, promovând de curând, anul acesta am reușit să promovăm în Liga 1. Clubul ne ajută acum să trăim probabil cea mai frumoasă perioadă noastră sau cel puțin cea mai frumoasă perioada mea din carieră. Condițiile sunt extraordinare. Aici la Giurgiu ne simțim foarte bine și vă mulțumim foarte mult pentru cum am fost primiți. Vă așteptăm alături de noi. Obiectivul meu personal este acela de a mă autodepăși. Am suferit în 2020 o accidentare gravă și 2021 a fost oarecum de reacomodare pentru mine, iar acum sper să fiu la cel mai înalt nivel, să cresc de la meci la meci. Și obiectivul echipei clar este acela de a câștiga fiecare meci.